Cât de disputat se anunță acest derby? Va fi un derby frumos, între două echipe bune. Dinamo arată altfel față de anul trecut, într-o formă bună, a pierdut doar două meciuri și acele l-a pierdut cu Clujul, Cluj și CFR Cluj. Se va anunța un meci frumos din toate punctele de vedere, mai ales că s-au vândut toate biletele. Așteptăm să fie un meci frumos în care FCSB se câștige clar, dar FCSB e clar că nu va avea un meci ușor. E cel mai echilibrat derby din ultimii ani? Da, pot să o spun, pentru că Dinamo a trecut prin momente mai grele, ușor, ușor și-a revenit și anul ăsta au demonstrat că își merită locul și s-a anunțat un derby frumos din toate punctele de vedere, pentru că și Dinamo au un atac și cred că e primul loc ca și marcatori, așa că vom vedea un meci deschis. Nu cred că vom vedea un meci închis, unde sunt trei echipe, mai ales într-un derby, să se dea doar un gol. Cum se trăiește un derby? Cum erau pregătirile înaintea unui derby? Să spun sincer, și acum aș vrea să intru, aș da orice, sincer, aș da orice să intru într-un derby, pentru că abia așteptam când se trăgea la sos și știam derby în etapa 10, zic, băi frate, când vine odată să intru pe teren să joc? Pentru că eu nu sunt creat pentru așa ceva și am trăit emoții astea pentru derby cu Dinamo, pentru că eu sunt seleț de mic copil, le-am trăit. Vă dați seama că am mai câștigat și noi, am mai pierdut. Te întâlneai în momentul când pierdea Steaua, că atunci când jucam eu se numea Steaua, pierdeam un meci cu Dinamo, îți dai seama ce-mi făceau. Pot să vă povestesc așa în mare, meciul cred că din... înainte de Paște, bine, până în 2006 sau 2007, nu știu exact, care am pierdut 4-2 pe Ghencea și era învierea. Și credeți că m-am dus la Brăila, nu am vorbit cu nimeni, am stat supărat, plângăcios, am plâns tot drumul, de la București până la Brăila, am plâns non-stop. Pentru că am pierdut atunci nemeritat. Și zic, păi, ca să vezi ce noroc au ei, au avut 4 șuturi, 4 goluri, dar ce gol mi-a dat, numai micul. Nu știu dacă mai țineți voi minte. Asta e cea mai urâtă amintire dintr-un derby? Da, pentru că am pierdut nemeritat și parcă lor le-a intrat tot și nouă deloc, știi? Și atunci, na, am avut așa o supărare în mine, știi? Pentru că dacă era minutul 20 și aveam noi 3 sau 4-0, nu s-a supărat nimeni. Dar ăsta e fotbalul, de-aia sunt derbile frumoase, să le trăiești, să le simți. Mai ales spectatorul din fața televizorului, știți cum e, mult mai ușor față de unul care joacă, care e acolo și e actor. Și atunci îl simți din toată inima. Așadar se uita cu greu în înfrângere, trecea greu. Foarte greu, sincer, până la următorul meci, când se juca returul. Până la retur, trăi cu momentul la minte, băi, când mai vine o dată returul, să le arătăm noi cine suntem noi și că a fost doar o întâmplare. Atunci te simțeai cu adevărat fotbalist într-un derby? În momentul când tu ajungi la unul din cele mai importante cluburi din România, vorbim aici de FCSB, Dinamo, Rapid, CFR, Craiova, sunt echipe cu tradiție și atunci te simți într-un fel sau altul fotbalist. Dar când ajungi la FCSB, da. Da. Sau Dinamo, da, simți, pentru că acolo sunt milioane de suporteri în spate, sunt trofei câștigate, zi de zi te trezești că trebuie să câștigi campionatul, nu există locul 2. Pentru mine la FCSB doar locul 1, nu a existat niciodată locul 2. Că am terminat noi pe locul 2 sau 4 sau 5, n-am mai contat, dar noi, de la început până la final, am luptat doar pentru primul loc. Și așa sunt și eu în viața de zi cu zi, așa sunt și eu la mine la școală, la aceste băne Nicoliță cu copiii, le spun nu-mi place să pierd și dacă aș pierde, mi-aș dori să mă bată o echipă mai bună decât mine și să-mi spună da. Și eu să spun la rândul meu să mă să ferici. Și voi ca și jucători să mergeți să-i felicitați pentru jocul lor mai bun și au fost mai bune astăzi. Dar să pierd așa, nu. Și cea mai frumoasă amintire care ar fi dintr-un derby? Cea mai dulce victorie? Uite, cea mai frumoasă pentru mine a fost în 2004-2005, când am ajuns la Steaua, pentru că atunci se numea Steaua. Veniți în Doarce, veniți la Timișoara, la Poli Timișoara. Au fost primul meci al meu ca și debut cu Dinamo, am jucat vreo 7-8 minute și am intrat la scorul de 1-0. Pe Ghencea, când Nicolae Dica a marcat și atunci a fost cel mai frumos moment, pentru că până atunci le-am trăit ca și suporter, știi? Și atunci am simțit și din inimă, cum, uite așa, îmi sărea inima când a zis schimbare, ai Bănel, vină să te bag, că intri acum și tu 5-6 minute. Știam ce înseamnă derby, pentru că când am ajuns acolo te pregătesc cu oamenii. Știți care e cel mai important meci al nostru? Suporter, vorbesc acum de Mustață, de liderul galeriei. Știi omul. Bănele, știi care este cel mai important meci al nostru? Zic, cred că da. Dinamo. Da, vezi că știi, înseamnă că ai venit într-o familie în care îi cunoști și știi ce înseamnă să lupți până la ultima picătură, să câștigi și să câștigați cu Dinamo. În restul nu prea ne interesează. Dar meciul cu Dinamo trebuie să vă dați viața. Când Dinamo vă bate și mai bun decât voi, trebuie să vă arate pe teren. În rest nu acceptăm. Noi suportăm. Și așa am trăit, așa am crescut. Așa în ultimii ani, să fim sincer, derbiul de România n-a mai fost așa spectaculos, pentru că poate și nici Dinamo financiar n-a mai avut banii necesari încât să... Vorbim de Borcea, care avea bani și băga tot timpul și vrea să bată cu Gigi. Vrea să bată cu Gigi, să fie Shakira, să vină Shakira cu tare. N-am mai avut posibilitatea asta Dinamo fără Borcea. Clar că n-am mai avut forța să bată cu FCSB-ul. Sunt multe derbiuri în care FCSB-ul au defilat cu ei. Au dat cu ei de pământ. Asta e realitatea. În ultimele meciuri, dacă le luați, vorbim din 2000, 11, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, o să vedeți cum a arătat Dinamo fără Borcea. Eu cred că ăsta a fost regretul lor, plecarea domnului Borcea. L-ai mai vedea revenind? Nu știu, dar mi-aș dori pentru fotbal. Pentru că omul ăla chiar trăiește, ăla chiar e dinamovist și chiar trăiește fiecare secundă la maxim. Și mai ales că e fiind naș cu Nea Gigi, pe care vă dați seama ce frumos ar fi din nou să bată amândoi. Dar nu cred că mai are puterea domnul Borcea și mai ales că acum na, sunt și neamuri și atunci erau, dar poate acum, na, știți cum e. S-au schimbat lucrurile. E FCSB așadar favorită în acest meci? Și cât de mult contează locul în clasament într-un derby? Hai să vă spun ceva, nu contează niciodată. Pentru că derby te montezi altfel, joci altfel. În primul rând, tu ai 40.000 de suporteri în momentul când tu ești gazdă. Joci. Tu nu mai vezi decât victoria. Tu vezi, îți dai seama, într-un derby nu există favorită. Din punctul meu de vedere, nu există favorită. Ambele echipe pleacă cu șanse 50-50. Pentru că în derby de România, în care se poate întâmpla orice, poate să câștige oricine și poate să piardă oricine. Indiferent de valoarea lotului. Dacă luăm pe lot, FCSB e acolo și e cam pe aici. Dar, în general, într-un derby, nu joacă lotul, nu joacă jucători de valoare. Joacă grupul, echipa și atunci se poate întâmpla orice. Dar, FCSB într-o revenire bună, au 4 victorii la rând, 2 în Europa, 2 în campionat, au un moral bun și Dinamo nu a pierdut acasă, nu știu dacă a pierdut, cred că, nu știu dacă a pierdut cu Clujul, unde a avut cu Clujul, dar acasă nu a pierdut și atunci o nucă tare, nu le va fi ușor steliștilor, ca să spun așa pe românește. Va întâlni un adversar în care să zică, da, azi îi batem 100%, nu există. Din punctul meu de vedere, nu există. Va fi un derby greu din toate punctele de vedere. Dar dacă îl vom câștiga, oricum suntem candidată pentru campionat. FCSB va rămâne favorită pentru câștigarea campionatului, indiferent de ce se va întâmpla în derby de România, pentru că lotul îmi dă posibilitatea să gândesc și să simt și să spun lucrurile pe mine, pentru că FCSB are cel mai puternic lot din România, cel mai bun jucător din România și asta trebuie să o facă și să o demonstreze și pe teren. Nu doar financiar, că s-au plătit sau că nu știu de unde vine și favorit. Nu. Trebuie să o arăte și pe teren. Și Brâlea chiar și-a arătat-o. În momentul când plătești 2 milioane de euro pe un jucător, 2 milioane și ceva, ați văzut ce înseamnă un atacant. Și FCSB-ului chiar le-a lipsit lucrul ăsta. N-au avut un atacant. Numărul 9 după ce a plecat, îl cheamă italianul, Companiu, a plecat în China, le-a lipsit. Pentru că ei jucau cu atacam cu număr 9 fals și atunci nu mai era același lucru. Ei, acum au un atacant, un număr 9 adevărat și atunci lucrurile se vor schimba. Gândiți-vă cum au mijloc, ce mijloc au. Au șut, Olaru, Tanasi, Băluță, Ovidiu și-a revenit și el Popescu, George, cum îi spune Nagige. Avem acolo, avem Brâlea, adică dacă te uiți pe hârtie și vezi ce jucători au cei de la FCSB, bun, mă sperii. Dar meci cu meci, nu se aseamănă unul cu celălalt. Dacă ar fi să facem o comparație și între antrenori, între Zelico Copi și Elias Haralambos, vorbim de derby. Nu vreau. Sunt diferiți? Sunt diferiți, sunt doi antrenori buni. Ați văzut ce minune a făcut la Dinamo, nu credea nimeni, dar cred în continuare și mi-asum ce spun. Plusul pe care l-a avut Dinamo anul acesta a fost aducea lui Petre. Pentru că Petre, știți foarte bine, a jucat pentru Dinamo și Petre înseamnă nu că a jucat doar acolo. A readus spiritul Dinamo. Spiritul Dinamo și știe ce înseamnă Dinamo. Și atunci l-a transmis jucătorilor chiar și străini, chiar și români, ce înseamnă Dinamo și ce înseamnă un derby. Și sunt sigur că de-aia mi-e frică că întâlnesc o echipă foarte montată, pentru că el, de când a venit acolo, Dinamo a arătat altfel. Prin tot ce înseamnă agresivitate, dăruire, asta le avea de la Petic, la Petre. Că el e acolo. Până la anul ăsta ei nu au avut chestia asta. Anul trecut ați văzut cât de bun s-au chinuit. Ei acum au avut și răutate, și multe goluri înscrise, și cel mai bun atac. Degeaba sunt. Politic, Selmani sunt... Sunt într-o formă bună și atunci... Cârjan, la fel. Ați văzut ce înseamnă o schimbare de echipă în care te duci la Rapid și nu joci, bla 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 bla. Și vorbim de Rapid, nu vorbim de oricine. Și să vii la Dinamo, să ai puțină liniște și să-ți dea încredere antrenorul și atunci o explodezi. Mai e Cârgeanu de la Rapid? Contează foarte mult să te simți apreciat? Depinde acum de fiecare jucător. Un jucător poate să accepte critica și un jucător nu acceptă critica chiar dacă e dreaptă. El o ia pe a lui și merge până în pânzele. Cred că antrenorul de la Dinamo au găsit metoda cea mai bună pentru el, încât să-l motiveze, să-l liniștească, să-i dea încredere și atunci ați văzut ce a putut să facă din Cârjan. Un jucător care se depinde de Dinamo de el. Când Cârjan e în teren, Dinamo e altfel. Când Cârjan nu e în teren, nu mai este același Dinamo. Asta a făcut oamenii ăștia și mai ales Petre. Fiu un avantaj pentru echipă, în primul rând pentru că există o concurență și Târnovanu deja are ceva la FCSB, într-o formă foarte bună și sunt sigur că dacă a gândit să ia al portar, clar că va pregăti un transfer pentru viitor. Pentru că copilul ăsta, Târnovanu, cu toate criticile pe care le-a avut, el a jucat și a făcut-o foarte bine și a făcut-o în momente proaste ale echipei și l-a scos echipa. Și atunci, da, un portar bun, un portar care a ajutat și echipa națională. Și a început să debuteze și la echipa națională și atunci e un plus și se gândește la un transfer și el. Pentru că nu poți să joci toată viața la un club. Numai dacă poate să-ți ofere un salariu cum e afară, dar ceea ce nu se întâmplă. Darius Solaru, crezi că va face acest pas sau de ce nu l-a făcut până acum să plece în străinătate? Păi dacă vine o ofertă de 5 milioane, el are aceeași chestie ca și două. Au 5 milioane de euro, dacă vine un club și plătește 5 milioane, nu poate să mai